Și mie la un nou episod San Andreas Multiplayer. Astăzi facem ceva diferit, fraților. Facem o prezentare pentru serverul RPG Gold Eagle.ro, un server foarte, foarte, foarte interesant. Astăzi, efectiv, ne vom și juca pe un server pe care îl prezentăm. Aceste lucruri le fac foarte, foarte rar, dar hai să mai oferim și o șansă serverelor care sunt la început să vedem ce promit ele și cum se joacă efectiv pe un server care este la foarte, foarte, foarte început. Hai să vedem Acum efectiv cum ne simțim pe server, cum ne jucăm aici și cum mai este un server de Samp în 2024, un server um, ce nu e tocmai nou deschis, dar un server care este la început și nu este o comunitate mare și pusim să ne jucăm pe Elf. Țineți minte chestia asta, nu o facem tot timpul, o facem doar foarte rar. Am aici o listă cu ce ar trebui să vă prezint și cu ce ar trebui să ne jucăm astăzi, așa că zic, haideți să vedem cum arată un server, cum ne jucăm pe el efectiv un episod de pe un server de la bun început uh, comanda info Infomani, vă arată toate informațiile cum să faceți bani pe server, deci avem o informație foarte utilă aici cu slash info dacă dați și voi un font size o să vedeți și voi ca lumea, infomanii vedem exact aici cum să fac banii din toate, toate lucrurile astea, e foarte interesant tutorialul ăsta pentru că ne ajută foarte mult, avem sistem de promoters sistemul de străzi personale ce înseamnă stradă personală uh, stradă personală, avem aici așa asistența lângă noi, înseamnă că oamenii vor putea avea străzi personale pe care le pot. le pot deține și efectiv dacă din ce știu eu străzile personale odată ce le ai poți să intri mai după strada respectivă sau cei care stau acolo spătesc o sumă de bani ca și chirie pe locația respectivă cam asta ar fi sistemul de străzi personale uite i-am plătit lui Bobber 10k pentru că am trecut pe lângă strada lui personală pe strada lui slash street și avem strada personală aici uh, și citeți vă uitați și voi acolo pe chat că vă scrie fondatorul server managerul serverului exact uh, detalii despre ceea ce vă prezint uh, Odată ce mergi pe străzile personale atât de la jucător, vei o anumită taxă. Străzile se pot vinde prin trade. Hai să vedem sistemul de arme personale. GPS, locații importante, personal weapons. Hai să vedem. Locații importante, personal weapons. Vă readuc aminte, serverul, găsiți IP-ul serverului în descrierea uh, acestui videoclip dacă doriți să-i acordați o șansă. Fac prezentări foarte rar pentru servere în clip separat, după cum este aceasta de astăzi. Să vedem și noi efectiv cum este să joci pe un server la început. Dar serverul acesta, după cum puteți vedea, promite foarte multe și are foarte multe chestii interesante Nu este bineînțeles gâmă de Ca să zicem așa Y pentru a cumpăra o armă personală nu Ca să vindem o armă personală Care va rămâne tot timpul la noi în inventar Și va avea armă infinită Va avea muniție infinită da? Asta este arma personală Tot timpul la noi în inventar infinită avem aici sistemul play. Aici poți dona pentru a asculta melodia favorită, respectiv poți asculta ceilalți melodia ta de pe slash play. Dacă dai slash play, asta e cu muzica. Da, și ne dorim aici Ia în lumea asta, boombox Deci avem efectiv un playlist Pe care dacă îl dăm play, nu o să dau play acum Pentru că filmez și iau copyright Vom voi putea asculta pe server ceva Sau toată lumea să asculte ceea ce a tu sau cine dorește Sistemul de mystery box Hai să vedem mystery box După cum putem vedea un server care este la început Efectiv are foarte foarte multe lucruri De prezentat Avem aici și cutiile mele, colecția mea De cutii și multe multe alte chestii pe care putem deschide și folosi aici. Nu am un mystery box acum ca să vă arăt. Sistemul de crate și sistemul de quest. Dacă dăm aici slash quest, putem vedea aici questurile care sunt foarte multe și intri pe ele și fiecare face câte ceva și are efectiv câte... Fiecare are ceva de făcut. Efectiv, efectiv, are foarte, foarte multe chestii, nu o să intru în fiecare quest în parte pentru că v-aș lăsa pe voi să vedeți ce face, efectiv sunt foarte multe questuri pe hartă cu multe culori și fiecare face câte ceva, credeți-mă că n-aș avea timp să vă spun pe clipul de astăzi. Ei bine, avem și un sistem de credit pe care cu siguranță îl știți, sistemul de credit este destul de familiar, există și un sistem de Battle Pass. Hai să vedem Sistemul de Battle Pass Dacă dăm slash BP Avem un sistem de Battle Pass Adică de maraton Pe scurt, cum îl știm noi de pe Bizon Un sistem de maraton unde avem multe chestii Și facem XP din misiuni Și dacă dăm click pe misiuni Vedem misiunile din care putem face punctele respective Deci efectiv sunt multe, multe, multe de prezentat aici Deși este un server la început Avem foarte multe chestii aici Și sincer vreau să vă arăt astăzi Prin prisma acestui uh, 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 fac uh, uh, Facem o promovare Așa, salutare tuturor, salutare tuturor Oamenilor care să mă vedeți aici Azi în sistemul slash super custom Adică mașinile custom Stați cum e super super custom Nu merge asta, nu merge super custom Cred că sistemul nu a fost bagat încă Pentru că mai sunt lucruri care trebuie bagate După ce va veni acest clip Vehicle tester Acest sistem a fost implementat cu scopul de a ti cumpăra Ați putea cumpăra kilometri pentru vehiculul personal GPS Business Los Santos Vehicle Tester Ia să vedem Să am dat ceva super custom A mers A mers Ceva se întâmplă uh. Acolo sunt toate. Unde? A, toate vehiculele customizate. Mamă, du-te, bă, de aici. Deci avem un sistem de vehicule customizabile personal. What the fuck? Dacă dăm slash shop avem aici Spring Offers, Custom Personal Vehicles, unde putem cumpăra, asta sunt în euro, vehicule personale care sunt customizate de către server. Uitați-vă și voi cum arată astea, deci sunt adăugate pe ele chestii suplimentare, gen făcute de către uh, server. Uitați și voi cum arată vehiculele astea, da? deci sunt vehicule de bază pe care le știți și voi, numai că sunt modificate, atenție, sunt modificate de către server, adică de către ei de către staff ca să arate în felul ăsta. Voi vă dați seama cât au stat efectiv să facă toate vehiculele astea, pentru că nu pare a fi luate de pânet și cred că sigur nu se luate de pe pânet, pentru că n-ai cum să i de pânet așa, ceva trebuie să le faci tu. Exact cum sunt pe Bizdo vehiculele customizabile. Băi, așa ceva e incredibil. Băi, deci am văzut ce am văzut noi pe Bizon, câteva vehicule customizabile la maratoane. Dar uitați-vă ce este aici, frate! Deci cred că astea sunt cele mai faine vehicule customizabile de pe întreg sampul românesc. Deci eu n-am văzut așa ceva până acum. Uitați cum arată toate astea. Băi, deci n-am aici toată ziua să mă uit la astea. Uitați și voi cum arată! Ok, ok, chestia asta e, e wow, e wow. Uh, uh. Încă o dată putem cumpăra kilometri la vehicule dacă mergem la GPS, business-uri, Los Santos și vehicle tester Eu încă sunt foarte uimit de cum arată asta. mai ales că sunt super mega pasionat de mașini Efectiv se arată toate astea în felul ăsta Avem sistem de top, top days, top de toate Efectiv fiecare jucător, top pets, top clan, top workers Efectiv sunt mult prea multe lucruri pe care le puteți vedea aici Avem aici și jobs unde sunt foarte multe joburi și job de uh, curse ilegale atenție, avem și job de curse ilegale, dacă vă vine să credeți, avem și jobul zilei care astăzi este tracker, efectiv sunt Există goto job? Există. Efectiv sunt mult prea multe lucruri ca să fie prezentate într-un singur clip. Uh, sistemul, avem aici sistemul de perks, sistemul, sistemul de perle. Dacă dăm slash perks, avem aici Regenator 20 perks, un sistem de percuri prin care ne putem pune la o șansă. A, ne putem customiza skin-ul, efectiv. Pe skin-ul ăsta ne punem, cum eu sunt pe Bison, skin-urile Onyx și Diamond, efectiv. Fiecare skin are ceva în parte. Stand cu limonadă. Du-te, bă, de aici. Și stand cu limonadă și bea, efectiv, bea ceva. asta e tare. Avem sistemul de perle. Perle primești din diferite activități, le poți vinde jucătorilor sau schimba la bancă în schimbul unei sume de bani sau safire sau multe altele cu slash pearls. Ca să faci perle. Băi frate, sau o bancă Change Pearls, efectiv sunt mult prea multe chestii ca să vă arăt Sistemul de bere și de vodka, Open Beer, Open Vodka uh, Sistemul de Reborn, după cum te vedea contul Reborn, trebuie să-l cititi și voi uh, Sistemul de Promoter, efectiv sunt mult prea multe chestii, dacă dai multe aduri primești niște chestii la fiecare ad și avansezi în gradul de Promoter Sistemul de Starlight, ce mai e asta? Starlight. Va fi activat întâmplat de către un administrator. Ok, deci e un fel de mini quest, mini ceva Starlight și Sunlight. Băi, deci uitați și voi câte chestii poate să fie aici. Open beer, deschizi o, o bere Heineken. Fii atenți când bei, asta o să ți dea un premiu la întâmplare. Băi, frate, deci așa ceva. A, am câștigat un vehicul de tip Journey. Tare. Uh, sunt multe alte chestii, băi, pe care aș putea să vi le prezint aici multe, multe flori și sistem de GPS Spring Hunt, grădina Gold Eagle în care trebuie să culegi flori. Efectiv sunt mult prea multe chestii ca să poți să vi arăt într-un singur clip. Astfel eu vă recomand cu căldură să intrați pe server pentru că după cum putem vedea sunt atât de multe chestii pe care aș putea să vi le prezint. N-am intrat atât în facțiuni, n-am intrat încă, încă multe altele și după cum puteți vedea toate sunt... Uh, toate sunt uh, cât se poate de... N-am mai închis un report de foarte multă vreme. Așa. Și am primit și un staff points. Ok, deci au și sistem de staff points. Deci ce să mai spun? Au foarte, foarte multe chestii. Efectiv este un server la care este la început, dar un server care este la început și promite foarte multe lucruri. Un server care este la început și promite multe, multe lucruri, după cum te vede aici. N-aș avea timp să vă arăt într-un sigur clip tot ceea ce prezintă serverul și după cum puteți vedea merge, funcționează, nu sunt baguri, nu, nu e ca și cum nu merge sau chestii de genul. Merge, arată foarte bine, funcționează, nu sunt baguri, apas așa, apasă asta Y. Nu sunt baguri, funcționează, nu sunt probleme la el, nu apare nimic diferit față de cum v-ați aștepta, funcționează, sunt aproape 100 de jucători online, deci avem și cu cine să ne jucăm și vă recomand cu drag să intrați pe el. Există și comanda slash bid ca să licitezi, fii atent, există sistem de licitații aici și sistem de bid info, adică vedem ce se întâmplă la licitația curentă, bid info. Da, Vă las pe voi să descoperiți mai multe fraților Pentru că eu oricum sunt uimit de faptul că arată mașini Dincolo de orice prezentare și dincolo de orice gameplay pe care am încercat să-l facem astăzi Și cu siguranță nu ne-am încadrat așa cum aș fi vrut Pentru că sunt multe chestii pe care ar trebui să vi le prezint aici Dincolo de orice este un server pe care eu vă recomand să-l încercați Pentru că după cum putem vedea este total diferit de ceea ce cunoaștem până acum și clasicele gâmuri de pe net Mulțumesc foarte mult atenția acordată, fraților. Hai să-i dăm o șansă și până data stay close. Bye!